Peste 50 de polițiști locali și naționale au interzis accesul în piața centrală din Pitești, în zona în care muncitorii au găsit obiectul din metal. Au fost chemați și pirotehniștii care au verificat cu aparatură specială și terenul din jur. Colegii noștri de la Poliția Națională, împreună cu polițiști locali, au închis zona și au asigurat perimetrul ca să nu se producă, evenimente neplăcute din cauza acestui presupus proiect. În tot acest timp, nimeni nu a mai fost lăsat să intre în piață. Ce vi s-a spus? E o bombă. Că e o bombă? Da. Și? Și am dat încolo. Nu v-a lăsat să mai treceți? Nu. V-ați speriat? Vă dați seama. A zis să stăm pe loc, să nu plec de aici. V-ați temut? Un pic. Ne-a pus pe toată lumea să mergem înăuntru, în incinta încăperilor unde suntem. Și să nu ieșim afară. V-a speriat? Puțin. Era normal, nu? Pirotehniștii au ridicat obiectul din metal și l-au dus la sediu pentru examinare. După ce l-au verificat, au concluzionat că nu e vorba despre un proiectil, ci doar de o bucată din metal ce seamănă izbitor cu un obuz. Accesul în piață a fost restricționat aproximativ o oră.